evident că tot ale voastre sunt firmele cu tichetele valorice, evident că tot voi vă îmbogățiți, evident că tot voi vă achiziționați între voi, voi vă licitați, voi aveți tichetele și uite așa, voi o să fiți bogați și românii toți săraci sau, cum spunea cineva, poate să plece din țară, nu-i așa? Când am spus că pot să plece din țară, m-am referit la dumneavoastră, ca să fie foarte clar, dacă nu vă convine. Iar în ceea ce privește... activitatea prestatorilor casnici, am luat cuvânt. Vă rog foarte mult să aveți bunul simț. Vă rog să aveți bunul simț să tăceți, că eu m-am abținut când ați spus toate tâmpeniile pe care mi-au trecut prin cap. Deci, în ceea ce privește dezinformarea făcută de colegii de la USR, dacă ați fi fost la Comisia de Muncă, mi s-ar fi adus la cunoștință faptul că activitatea de bonă este o activitate calificată, nu este o activitate care se face de persoane necalificate, așa că vă rog să încetați cu dezinformările, chiar dacă suntem în campanie electorală. Nu am rostit numele dumneavoastră, nu v-am dat drept la replică. Mulțumesc!